ce știi, transformă în mii. Beneș Curcanul îți aduce cel mai deștept concurs radio. Dublu sau nimic în deșteptarea. Consumă carnea de curcan românesc, verifică originea pe etichetă și fii mereu câștigător cu Beneș Curcanul la Europa FM. Crezi că le știi pe toate? Ai curajul să riști totul? Joacă Dublu sau nimic. Dublu sau nimic în deșteptarea, live și pe pagina de Facebook Radio Europa FM la 9:36 de minute. Începem Dublu sau nimic. Avem 1600 de euro în dimineața asta, dar și 15 kg de curcan. Mare atenție, da? Un curcan de 15 kg. Curcanul pentru... care se poate găti e de la... E de la Peneș Curcanul, se poate găti ca atare, în cazul în care aveți un cuptor suficient de mare și un termometru. Sau se poate face piese. Piese și mâncați din el un an de zile. Trebuie să rețineți că e un curcan românesc de la Peneș Curcanul. E foarte important lucrul acesta. Îl oferim cu drag astăzi la Dublu sau nimic. Cine știe, poate că, uite, Bogdan din Sibiu ne ia și ceva bani. Bună dimineața, Bogdan! Neața! Salut! Bună dimineața! Să trăiești! Ești în mașină? Da, sunt în mașină, da. Tras pe dreapta puțin? Am tras pe dreapta deja. Mulțumim frumos, bravo, așa se face. Unde te duci, Bogdane, tu, la ora asta? Plec de la Sibiu către Buzău. Ai ceva de mers. Mamă. Am ceva de mers, da, așa este. Dar o apuci pe autostrăzi, nu? Una din, alegi una din, până la 10 da. Avem. De la 1 la 10. Cioturile astea de, cioturile de la Râșnov. Uh-huh. Acum am tras un pic pe dreapta după ce am ieșit de pe autostradă. Mamă, ești cu treabă sau te duci în vacanță la Buzău? E cam greu să te duci în vacanță la Buzău, cu treabă. Să duci după covrigi. Practic. După covrigi. A, pur și adevărat și covrigi de Buzău. Adevărul că la Buzău sunt multe lucruri. Covrigi de Buzău, cărnații de pleșcoi tot acolo în zonă. Vulcanii ceapa, noroioși de... Ceapa aia roșie, tot la Buzău se găsește foarte multă. Da? Da. Nu știam asta cu ceapa. Da. Ce pălăul. Nium, nium. Îmi faceți poftă de dimineață. La o sălățică. Și bine. Stai mult la Buzău. Cum să ce să-ntoarci? Până mâine, da, exact, până mă întorc. Practic, când ajungi, te culci, te întorci mâine. Noi așa te tot descoasem că poate aflăm și noi ce faci la Buzău acolo. A, cu treabă. Da. Da, e bine. Bine. Hai să nu te reținem foarte mult. Ai 6 secunde, Bogdan, ca să răspunzi la fiecare întrebare astăzi. Și astăzi. Ai auzit indiciile? Da, vag le-am auzit. Una este din chimie și da, ar fi tare rușit să nu reușesc să răspund la întrebarea asta. Și una parcă era din tatuaje. Asta. Bine, cea cu heraldica, cred că era... No. E aceeași cu tatuajele. Da, 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 da. Luca, el a văzut heraldică, dar pe piele. Da, cred că ați fără heraldică. Zice tatuaj. Nu te lua după golanii ăștia doi, că încearcă să te ducă în eroare așa un pic. Tu da, ești da, cel da, care... Da. Tu ai frăiele în concursul ăsta, să o să-ți citească regulamentul colegul nostru, George, vă rugăm, da, maestre. Tu ești cel care decizi dacă mergi mai departe sau nu, de fiecare dată, da? Sigur. Bine, mergi mai departe sau te oprești, alegerea ta. Dacă te oprești, ai doar banii câștigați până atunci și curcanul de la Peneș. Sau dacă mergi mai departe, s-ar putea să rămâi doar cu curcanul și banii să rămână la noi dacă răspunsul e greșit sau vine după 6 secunde. Da, pentru bani am loc curcanul, nu știu cum mă descurc cu el. Dacă nu ți-l ia Luca cu plăcere. Da, da, ne înțelegem, nu? Da, da, da. Bine, când ești gata, practic începem. Gata, putem să începem. Hai, 200 de euro. Față de alți concurenți, n-are cel mai fericit. Stă în mașină, tras pe dreapta, nu putem să... Și are și drum săracul lung în față. Bogdan, începem cu întrebarea din tatuaje. Atenție! Cum se traduce cuvântul latinesc nihil? Nimic. Bravo! Ce să mai... Ce? Continuarea probabil era nihil sine deo. Ăsta e cel mai tatuaj mesaj din limba latină în România și carpe diem. Da. Dar deci, știi și istoria acestei sintagme, nihil sine deo, adică de ce oare România este atât de tatuată, cum zice? Pentru că noi chiar nu facem nimic fără Dumnezeu. Domnule, da, așa, mai mult sau mai puțin. Mai mult sau mai puțin.
era pe drapelul României, de fapt era motoul casei regale a României și al regatului României. Da, și sunt mulți regaliști. Până într-un timp. Și, mă rog, s-a discutat dacă să se revină la acest moto, să fie motoul României și s-a votat insuficient pentru asta. A fost un vot în, cred că, într-o comisie a Parlamentului, camera, nu mai știu care. Da, una peste da, alta, ai câștigat 100 de euro. Felicitări, bravo! Regele Carol I a venit prima, a venit cu asta. Da. Bine, Vlad, de hai că mai vorbim. Mai povestiști altă. Și motoul Principatelor Unite. Bogdan are un drum foarte lung de făcut astăzi. Bogdan, merge mai departe? Deci nu tatuaje. Sigur. Hai, ai 400 de euro. 400 de euro. Aia cu tatuajele e pentru un public mai larg. Adică... Eu sunt din publicul mai restrâns. Felicitări. Dar, na, indiciul trebuie să fie pe toată lumea. Dacă începem cu casa regală, cu alea, mulți mă... Ardu. Bogdan. Acu' e aia cu chimie. Ai zis că ești bun la chimie. Nu, am zis că mi-ar fi rușine să n-o nimeresc. Hai că e simplu. Nu e de nimerit, e simplu. Fii atent. Ce element chimic are simbolul S de la soare? Flor. S, soare. Flor. A, S, sulf, sulf. Dar ai înțeles de la floare? Da, înțeles floare. Pentru da, că... S de la floare. Pentru că avem aici în studio un specimen pe nume Luca. Așa. Spuneai specialist, nu specimen. Da. Un specimen, nu e un specialist. Cum să cred că poți spun... confunda S cu FL? Păi pentru că în alfabetul telegrafistului, așa, pe care eu îl iartă-ne, cunosc, Bogdane, stai avem puțin aici o dispută. Și el găsește cuvinte, da, da. S de la soare și eu îi spun S de la stan. Pentru că în alfabetul telegrafistului zici stan. Înțelegi? El lasă soare să fie mai pe pozitiv. E frumos. Și uite de soare. Ce nu se folosește soare, că se înțelege floare. Ai și înțeles? Stan? Stan, ce înțelegi? Stan? Da. Ulei de soare a floarelui. Hai, bravo, Bogdan, ai câștigat 400 de euro. Eu nu înțelegeam de ce zici, eu nu înțelegeam ce zici, oricum. Zicea flor. Flor. N-ai auzit? Nu, flor, nu. Că nu înțelegeam cum zice ceva care începe cu altă literă decât S. Pentru că nu am înțeles litera corect. Cu indiciu cu soarele, mulțumesc. Ești foarte bun, bravo, Bogdan. Te-ai descurcat în ciuda... Da. Acestor îi dai aripile curcanului lui Vlad. Îți dau lista cu alfabetul telegrafistului. Te rog, de acum încolo, ca să nu mai fac. M-a mai corectat el de vreo două ori, dar am crezut că faceți pe deșteptul, știi, gen, na, mă, nu e soare, e stan. N-am știut de asta cu telegrafistul și n-am știut că ai studii de specialitate. S-a făcut armat. Bogdan, ai 400 de euro. Bani. Cum? Bun. Și un curcan. Facem. Bun și ăla. Mergem mai departe. Așa, mă, Bogdan, îmi place. Ce dublăm, banii sau curcanul? Banii de pe curcan și așa n-am loc în frigider. Nu trebuie să cheltuiesc banii să cumpăr frigider mai mare. Deci, 800 de euro. Ai nevoie de frigider, ai zis? Păi dacă e un curcan așa mare, am nevoie de frigider și mai mare. Și atunci, pe cale de consecință, am nevoie de bani. Noi, în deșteptare, încurajăm frigiderele mari. Pline de preparate. Bogdan. Da. Spunem pentru 800 de euro. În ce oraș se află muzeul Ermitaj? În Sankt Petersburg. Ermitaj. Sankt Petersburg. Sankt Petersburg. Și orașul a mai fost cunoscut sub numele de... Nu, stai că începe Vlad. Leningrad. Felicitări, Bogdan! Da, da, da. A știut și da. Leningrad. Mulțumesc. Deci e bine. E bine. Suntem bine. Foarte bine. Avem 800 de... De fapt, ai 800 de euro. Acum trebuie să te gândești dacă mergi la 1600. Deja ți-e un frigider pricopsit. Ce-am avut și ce-am pierdut, mergem înainte. Foarte bine, bună decizie, extraordinară, de-a dreptul excelentă. E sigur că mergi mai departe? Da, da. Bravo, Bogdan. 1600 de euro. Mamă, mamă, câți bani. Și fii atent că ia. Și eu zic, la cum a mers treaba până acum, dar sincer nu cred că ai vreo problemă. Hai, scapă de emoții. Nu, serios, e simplu. Nu, te întreb repede să nu te mai fierb.
Spune Bogdan, pentru 1600 de euro, cine a inventat telefonul? Graham Bell. Mama mea. Adică mă așteptam să știi, dar nu așa repede. Bogdan! Cu fir sau fără? Sunt arde. Încerc acum cumva să compensez. Simpatic. Ai câștigat în dimineața asta la dublu sau nimic un curcan și 1600 de euro! Mă bucuram pentru curcan acum. Bravo, felicitări! Bravo, măi, Bogdane! Foarte bun ai fost. Spune-ne și nouă cu ce te ocupi și ce vârstă ai. Acum la final. Veterin. Da, sunt medic veterinar, am 50 de ani. Mulți înainte. Bravo, Bogdan, felicitări. Pasionat de heraldică și tatuaje. Te duci să repari ceva la, la Buzău? La niște văcuțe, da. Foarte bine. Sigur. Da. Bravo, Bogdane. Drum bun, măcar acum mergi cu zâmbetul pe buze. Îți ținem noi curcanul până când te întorci de acolo, ca să fie... Să știi că noi îl dăm lui Luca. Și chiar bravo ținem noi. Bravo, felicitări. Uite cum Bogdan în dimineața asta a câștigat 1600 de euro, dar mai câștigat ceva cu greutate. Un curcan de 15 kg de la Peneș Curcanul ajută la scăderea nivelului de colesterol rău din sânge și la îmbunătățirea sistemului imunitar. Cu un nou concurs dublu sau nimic și cu un curcan de 15 kg de la Peneș Curcanul vă așteptăm și mâine în deșteptarea. Nu uitați, alegeți să consumați carne de curcan românesc. Verificați originea pe etichetă. Deșteptarea. Every morning, first thing I turn on in the morning to wake me up. Love the morning. La Europa FM.